Salutare tuturor și bine v-am găsit la episodul 15 din cariera noastră cu AC Milan. Astăzi avem dubla cu West Ham din semifinalele Europa League. Astăzi aflăm dacă vom juca finala Europa League și vom avea și o simulare cu Cagliari, bineînțeles în seria unde episodul trecut am făcut niște meciuri foarte bune, am reușit 3 victorii din 3 ceea ce este foarte, foarte bine, însă suntem totuși departe de titlu. Mai avem aici meciuri cu Lazio, cu Spezia și cu Torino pe care le vom vedea în episodul următor, probabil în episodul următor vom încheia sezonul dar dacă ne vom califica în finala Europa League va mai fi un episod bonus cum ar veni pentru finala Europa League însă e greu până la finala Europa League avem mult de muncă în acest meci vom juca cu Esam să vedem echipa cu care vom juca noi vom trimite în teren pe Mainian Dest, Simakan, Vardiol și Teo Hernandez, Chesie și Adli la mijloc, Leo, Brahim Dia și Luis Diaz în spatele lui Ibrahimovic. West Ham joacă cu Areola în poartă, cu Fal, Zuma, Diop și Masuacu, Fundaș, Ris și Sucek sunt la închidere, Cafaro, Vlasic și Bowen sunt mijlocași, iar Dembele este vârful de atac al lui West Ham. Haideți să-i dăm drumul la meciul tur și să câștigăm uh, acest meci este foarte important să scoatem un rezultat bun încă din primul meci. Iată aici o ocazie pentru uh, cei de la West Ham care reușesc să deschidă scorul. O bâlbâială în apărarea noastră și Riz reușește să uh, înscrie pentru 1 la 0. Iată aici Adli bagă mingea în centru acolo, fiind puțin jenat de mijlocașul stânga lui West Ham. Uh, iar mai apoi Minge ajunge dintr-o deviere la capitanul West Ham care deschide scorul cu un șut plasat la colțul lung foarte bun uh, și este 1-0 pentru cei de la West Ham. Nu începem foarte bine acest meci, adică nu începem bine deloc. Uh, Declan Rice înscrie al treilea gol în acest sezon de Europa League uh, și uh, din nou trebuie să revenim. Ca de obicei, noi suntem conduși cu 1-0 și trebuie să revenim în meci. Iată-l pe Rafael Leao, ce tehnică uh, are portughez, o pasă bună la uh, Ibrahimovic șut și este 1-1! Ce gol înscrie Zlatan la 40 de ani, este absolut senzațional. Uh, cred că a făcut un sezon uh, la fel de bun cum îl făcea în tinerețe pentru Milan la prima... Prima dată când a venit la AC Milan Însă Rafael Leao cu o tehnică foarte bună aici Și înscrie imediat după ce West Ham a deschis scorul Restabilim egalitatea printr-un șut de zile mare a lui Zlatan Ibrahimovic Care iată că știe să înscrie și cu piciorul Nu doar cu capul Are o la sincer A avut un pic de vină la golul acesta Putea face mai multe Dar nu mă plâng Este 1 la 1 minutul 9 Foarte bine, foarte spectaculos începe acest meci. Iată-l pe Bowen în partea dreaptă, îl trece de Teo Hernandez și pasează lui Dembele care înscrie pentru 2 la 1 în minutul 14 al meciului. Incredibil cât de uh, bine a început acest meci, cât de spectaculos este. Uh, în minutul 14 s-au înscris deja de 3 goluri de 3 ori, este 2 la 1 pentru West Ham. Iată o centrare aici în partea dreaptă a lui Bowen pentru Dembele care preia și șutează din uh, Careu uh, fără șanse pentru Mainian, foarte bine plasat acest șut însă Chesie era acolo, încercând să-l blocheze pe atacantul lui West Ham, dar fără prea multe șanse. Și este 2 la 1, în minutul 14, foarte, foarte rapid s-au înscris goluri. La fiecare fază, practic, am înscris goluri. Iată-l pe Brahim, faultat urât aici din spate și este cartonaș galben pentru Nicola Vlasic, jucător pe care AC Milan l-a vrut în realitate, sau cel puțin așa s-a zvonit. Însă a ajuns până la urmă la West Ham, iată ce intrare urte din spatea lui Vlasic asupra lui Brahim, să-l vedem pe Simakan aici către același Brahim care șutează din întoarcere în blocaj, iar Simakan șutează și el din nou în blocaj și West Ham poate fi periculoasă aici, din nou Bowen pe partea dreaptă, omul de la care a plecat golul de 2 la 1, Bowen pentru Cufal, fal Sucek către Vlasic. Vlasic, iată ce dribling încearcă Vlasic, Chesie greșește aici din nou același Nicola Vlasic partea stângă este Cafaro care trece de dest ba nu, revine până la urmă americanul foarte bine acolo iată aici un șut scoate mai în în sfârșit o paradă a portarului nostru după două șuturi în care a primit gol la treilea scoate până la urmă șutul lui Cafaro un șut bun și acesta însă se întinde bine portarul francez Putem pleca noi aici pe contraatac, însă până la urmă ajunge minge la Ibrahim, uh, Să-l vedem pe Ibrahim, Îi pasează lui Ibrahimovic, am vrut în dreapta la Luis Diaz, dar nu a ajuns mingea. Mingea ajunge la Adli în cele din urmă. Să-l vedem pe francez. Șotul lui Adli! Scoate are ola. Uh, câte ocazii în primele 35 de minute. Vedem un match spectaculos de-a dreptul Cred că cel mai spectaculos de până acum Să-l vedem pe Ibrahimovic Nu câștigă la cap aici O pasă către Vardiol În care o pasă bună aici lui Vardiol Către Rafael Leo Dar este corner din nou foarte bine Adli aici către Zlatan Brahim să-l vedem pe Brahim, nu reușește să treacă din nou Adli, Luis Diaz să-l vedem pe Luis Diaz, se duce către o centrale, centrează la colț lungă Chesie, nu câștigă la cap, ajunge mingea la Leao, care egalează 2 la 2 înainte de pauză la ultima fază a meciului, ca de obicei Leao se sună înscrie pentru 2 la 2 portughezul de pe partea stânga noastră, un șut foarte bun din vole după o respingere a fundașilor lui West Ham. Uh, și este 2 la 2 la pauză uh, un șut uh, foarte foarte bun al lui Rafael Leao, care urmărește mingea aici uh, foarte bine Sucek uh, se afla în preajma lui dar nu reușește să blocheze uh, cehul acest șut uh, nepraznic al lui Leao. din nou înscrie în Europa League Leao este competiția lui preferată cred că e a patrulea gol uh, a cincilea chiar în șase meciuri foarte bine pentru Rafael Leao. și este pauză 2 la 2 uh, între Milan uh, și West Ham Uh, o repriză foarte, foarte spectaculoasă. Se anunță și repriza a doua la fel de spectaculoasă. Uh, să vedem ce se întâmplă totuși. Cafaro acum. Cafaro în partea stângă. Uh, nu reușește Luis Diaz să-i fure mingea. Până la urmă reușește columbianul. Să-l vedem pe Luis Diaz. Uh, foarte bine se oprește acolo. Pasează lui Adli. Uh, Adli încearcă o pasă care iese foarte bine uh, la Abrahim uh, Ibrahimovic, singur în care reușește să facă dubla. Zlatan Ibrahimovic, 3 la 2, uh, foarte bine. Uh, Zlatan, din nou cu un gol uh, în UEFA Europa League, uh, din nou un gol cu piciorul, uh, până acum a dat uh, multe cu capul. Iată a doilea din acest meci cu piciorul, un contratac foarte bun, Adlii pasă la Ibrahim, care îl, serve îl servește foarte bine pe. Zlatan Ibrahimovic și am fost inspirat să-l introduc pe Ibrahimovic în acest meci în detrimentul lui Raspadori care nu a făcut prea bune meciurile în care l-am băgat în ultimul timp, nu prea a fost în formă Raspadori și am decis să-l mai țin pe bancă, iată-l pe Ibrahimovic ne aduce un plus în atac destul de mare, destul de bun și avem 3 la 2 în momentul de 53 Vlasic, Nicola Vlasic din nou la balon o pasă către Dembele, șut periculos însă peste poarta lui Mainian. Foarte bine Teo Hernandez, cât de bine recuperează Teo aici. Uh, pasa lui Rafael Leaua către Raspador, Iani Sagi îi pasează mai departe lui Selemekers din vole. Alexis Selemekers, belgianul înscrie scrie pentru 4 la 2. Și avem două goluri în fața lui West Ham înainte de floierul final, ceea ce este foarte bine, ne facem o viață ușoară încă din meciul tur. În retur vom avea două goluri în fața celor de la West Ham, ceea ce este foarte bine. Iată șutul pe jos al lui Selemekers, fără șanse pe într areola, dar totuși zic eu că puteau face mai multe pe sub mâna lui Areola a șutat Este 4 la 2 înaintea floierul final și este foarte bine pentru noi. Uh, și este fluier final 4 la 2 așadar între Milan și West Ham reușind să câștigăm meciul tur din semifinale uh, Foarte bune schimbările noastre aici pe final ne-au adus încă un gol Ceea ce este foarte important și se poate dovedi decisiv în calificarea noastră În cealaltă semifinală Inter și Lyon au remizat 0 la 0 Deci totul se decide în retur în uh, dubla dintre Olympic Lyon și Inter Foarte interesant Vine meciul din campionat cu Cagliari pe care uh, îl vom simula, însă vom da un sim-meci normal. Vom juca cu Mainian, Calulusi, Calulu, Simacan, Timber și Baloture, Bena și Tonali la mijloc, Hauge, Ianis Hagi și Seleme, care sunt în spatele lui, Olivier Giroud. Toate celelalte trei echipe din fața noastră au câștigat uh, în această etapă. Lazio, Napoli și Atalanta s-au impus uh, în meciurile lor. Și se complică tot mai mult uh, uh, lupta la titlu. Uh, cam uh, dacă nu câștigăm aici, s-a am terminat totul și așa este greu, însă încă în, în speranțe la mă, măcar la locul 2, ocupat de Atalanta în acest moment. Napoli are 78 de puncte, noi avem 69. Uh, dacă nu câștigăm aici, însă cu meci minus, bineînțeles, dacă nu câștigăm aici, să facem 72 și să mergem la 6 puncte de ei este foarte, foarte greu să mai sperăm. Îi vom da un sim match și vom intra pe parcursul meciului dacă cumva este nevoie. Iată o ocazie pentru noi, o primă ocazie. Olivier Giroud reușește să înscrie pentru 1 la 0. Din nou o face francezul. Avem 1 la 0 încă din minutul 10, ceea ce este foarte bine. Iată-l pe Ianis aici, 2 la 0, înscrie din pasa lui Olivier Giroud și vom da geam to result. Pentru că am, avem un avantaj foarte, foarte bun în încă din minutul 28, câștigăm cu 3 la 0, reușește și Hauge în minutul 36 să înscrie, ceea ce este foarte bine și ajungem la 72 de puncte, Interul se încurcă cu Veneția și ies total din lupta pentru titlu. Iată că Alexis Selemekers este cel mai bun pasator din serie, are 8 asisturi în 28 de meciuri și 5 goluri, ceea ce nu e rău deloc pentru un jucător pe care l-am folosit mai mult ca rezervă decât titular și l-am introdus mai mult pe parcursurile meciurilor. E foarte bine pentru el, mă bucur că Belgianul a reușit acest lucru, Vine și returul cu West Ham din Europa League, din semifinale. Vom juca cu Mai Niandes, Tomoric, Vardiol și Teo Hernan pe linia de fund. Chesie și Adli la mijloc. Leo Ibrahim și Luis Diaz în spatele lui Zlatan Ibrahimović La West Ham, Fabianski în poartă. Calabria titular, fostul nostru jucător. Zuma și Ogbona în centrul defensivei. Masu pe stânga. Declan Rai și Sucek la mijloc. Ben Rama, Vlasic și Bowen. În spatele lui a Iorke, cred, cred că așa îl cheamă, nu l cunosc, nu am auzit de el până acum, uh, Calabria, titular, însă uh, încă un lucru interesant pe care, de care mi-am adus aminte acum, uh, primul meci din această carieră a fost cu West Ham, însă într-un uh, meci din turneu amical de pregătire de la începutul uh, sezonului, pe care l-am câștigat atunci cu 1-0, parcă Rebic parcă a înscris, din ce mi-aduc aminte, pentru că de obicei țin minte uh, primul meci dintr-o carieră. Uh, acum mi-am adus aminte că am jucat cu West Ham uh, primul meci și uh, este un uh, detaliu interesant, iată că îi întâlnim din nou de această dată într-o competiție mult mai serioasă decât cea amicală în, uh, și în semifinalele unei competiții europene uh, în Europa League haide să ne calificăm după acest meci și să fim în finală uh, alături de Inter sau Lyon, depinde nu avem pretenții Iată un faul din nou al lui Vlasic asupra lui Brahim, așa cum a început uh, și meciul trecut uh, din tur. Vlasic vede din nou cartonașul galben, la fel ca în primul meci, uh, tot un fault asupra lui Ibrahim, uh, la fel de tare și de această dată. Cred că are ceva cu el, uh, cu Ibrahim, uh, acest Vlasic. Probabil că din cauza lui nu a mai venit la Milan și este uh, supărat pentru că joacă pe același post cu el. Uh, este supărat pe el și tot îl faultează. Nu știu, zic și eu așa la uh, mișto, acum nu știu dacă e chiar așa. Însă ei joc până la urmă, n-au de unde să știe Vlasici din joc acest lucru. Iată că recuperăm aici... Uh, Mingea pasă către Chesie care nu are viteză dar se luptă cu Sucek și recuperează. Să-l vedem pe Frank Chesie cu o centrare bună dar nu ajunge la Ibrahimovic acest balon. O pasă bună în care eu și Ayorke înscrie pentru 1 la 0. iată pe cei de la West Ham cum reușesc să înscrie la prima fază mai uh, importantă pentru ei. Ayorke, uh, capitanul, uh, vârful de atac al lui West Ham înscrie numărul 18. Uh, iată o fază destul de uh, bine lucrată de cei de la West Ham. Și o pasă care îl surprinde pe Guardiola acolo. Uh, iar Ayorke îl... Uh, îl învinge pe Mainian cu un șut la colțul lung din întoarcere, foarte bună execuția vârfului de atac al lui West Ham. Ludovic Iorche scrie pentru a doua oară în acest sezon de Europa League și nu este tocmai jucată calificarea, cei de la West Ham încă speră la o calificare, iată-l pe Rafael Au aici, greșește totuși. Este pauză, 1-0 pentru West Ham la pauză, Însă la acest scor tot noi suntem calificați, pentru că am câștigat cu 4 la 2 în tur. Însă trebuie să ne menținem un scor de calificare și să ne calificăm în finală. La pauză, Olympic Lyon o conduce pe Inter cu 1 la 0, iar putem da în finală de francezii de la Olympic Lyon. Inter, iată, este condusă, surprinzător totuși. Leo, să-l vedem pe Rafael Leo. Leao intră în centru, Leao continuă, Leao intră în careu, șutul lui Leao, Fabianski respinge, cât de bine s-a descurcat Leao aici, uh, are viteză, are uh, tehnică, are tot ce-i trebuie Rafael Leao pentru asemenea faze. Foarte periculos, iată aici din nou, suntem uh, periculoși. Zlatan se întoarce cu fața la poartă și înscrie din nou. În ce formă este Zlatan Ibrahimovic? pare atât de rău că se uh, va retrage la sfârșitul sezonului, uh, însă uh, a făcut până acum un sezon extraordinar. Nu știu dacă vom mai găsi un înlocuitor uh, pe măsura lui Ibrahimovic la vară cât de bine se întoarce ei și înscrie pentru 1 la 1, iată din pasa lui Ibrahim Diaz, înscrie cu ulatul la colțul scurt, foarte frumoasă execuția vârfului nostru suedez. Și este 1 la 1, restabilim egalitatea și în acest moment suntem ca și calificați în finala Europa League. Pas în partea stângă la Wolf, noul intrat, să-l vedem pe Wolf, pas în spate la Masuacu, din nou Wolf, către Rice în centru, declan Rice către Vlasic. Vlasic, Guardiola este în preajma lui, pasează la Sucek, însă mai ne în respinge cu greu acest balon. Un șut al lui Sucek, periculos, dar mai ne-a până la urmă respinge în corner. A un faul turât acolo al lui Dest asupra lui Rice și va vedea sigur cartonașul galben, fundașul american. Dar iată-l pe Anisagi, cu o pasă la Rafael Leao, pe lângă Calabria. Foarte bine trece și este faultat aici. A fost obstrucție, dar arbitrul nu vede acest lucru și lasă jocul să continue. Până la urmă recuperăm Raspadori către Ianis Hagi. Ianis Hagi în fața golului. Să vedem dacă v-am scris și Anis Hagi însă își bate joc de această fază. Fabianski uh, l-a citit pe Ianis Hagi și a reușit să prețină uh, acel balon. Însă iată-l pe Ianis, Hagi aici cât de frumos. Uh, șutează la poartă. Într-adevăr, Serginio vede cartonașul galben până la urmă. Foarte frumos șutul lui Ianis La fel și preluarea sa. Rafael Leao foarte bine în partea stângă. Se luptă. Rafael Leao să-l vedem. Continuă Leao pasă la Teo Hernandez. Încearcă o pasă în centru. Teo iese până la urmă la Luis Diaz. Minge ajunge la Serginio Dez. Să vedem centrarea lui de est, Este Hens acolo. Era gol, iată. Minge a intrat în poartă. Se dă lovitură liberă. O vom executa cu Teo Hernandez și vom da la poartă de aici. Încercăm pentru că suntem calificați deja să vedem dacă reușim să înscriem și un gol frumos din lovitură liberă pentru că nu am marcat până acum din lovitură liberă. Șutul lui Teo Hernandez este respins de Fabianski, cred. Sau a fost bară, nu mai contează. Meciul se termină. 1 la 1 în retur, 5 la 3 la general, general pentru noi. Ne calificăm așadar în finala Europa League. Foarte bună performanță a jucătorilor noștri. Să vedem și adversara care ne așteaptă în finală. Olympic Lyon reușește să câștige cu 2 la 0 în fața lui Inter și vom juca finala cu francezii de la Olympic Lyon așadar. O finală pe care nu mi-aș fi dorit o sincer la început, dar până la urmă este mai bine. Olimpic Olimpic Lyon este uh, o adversară puțin mai ușoară decât Inter uh, și uh, putem să câștigăm acest trofeu. Suntem în final așadar o performanță foarte, foarte bună, uh, însă acum uh, ne vom axa pe campionat, sperăm să uh, urcăm cât mai sus și să terminăm de ce nu pe locul 2. Eu zic că locul 2 și UEFA Europa League ar fi o performanță foarte, foarte bună pentru noi în acest sezon. Data viitoare vom vedea meciurile cu Lazio, Spezia și Torino. Așadar, încheiem campionatul din Serie A. Trei meciuri foarte, foarte tari cu Lazio, Spezia și Torino. Trebuie să le câștigăm neapărat pentru a mai spera puțin la titlu, chiar dacă nu prea avem șanse, sincer. Eu încă sper. Olympic Lyon Finala acolo în este la două zile distanță de meciul cu Torino, este destul de greu, însă vom juca cu rezervele cel mai probabil cu Torino, vom vedea atunci. Aceasta este și campionatul și seria la sfârșitul acestui episod. Napoli cu 78 de puncte sunt pe primul loc, Atalanta cu 74 pe 2, noi cu 72 la egalitate cu Lazio pe 3 și pe 4, iar Roma se află pe 5 cu 66 de puncte, zic eu că am prins locul 4 până la urmă foarte greu în ultimele etape, cred că nu ne mai poate ajunge nici Roma și mai ales Inter nu mai pot să ne ajungă, juventus tocmai pe locul 7 cu 59 de puncte, foarte slab sezonul lui Juve, la un moment dat neîntrecuse, dacă nu mă înșel, erau peste noi în campionat, dar iată că acum s-au dus foarte, foarte jos și sunt pe locul 7 în seria. Așadar, cam atât cu acest episod. Data viitoare, cum am spus, 3 meciuri, după care vine și finala Europa League. Meciul mult așteptat, cel mai important din acest sezon, bineînțeles. Poate de ce nu să fim și campioni în seria la sfârșitul episodului viitor. Cam atât cu acest episod, eu am fost Darius, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și de această dată. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați canalului meu, să dați mai departe și să distribuiți acest videoclip ca să-i vadă și prietenii voștri și să se aboneze canalului meu. Cam atât, Papa. Pa.